Domnule Stoichiță, barajul, știm când se joacă, suntem un avantaj, suntem un dezavantaj. Care e situația? Cum vedeți lucrurile? Eu cred că e un avantaj, pentru că foarte mulți dintre fotbaliștii care în perioada martie sau în pre-perioada martie nu jucau datorită varii motive, accidentări directe, chirice și jucători care n-aveau încă stabilitate da. La club din punct de vedere al prezențelor, eu cred că faptul că li s-a oferit șansa și văd că acum Chiriche și-a refăcut, Chipciu joacă la Cluj, mă rog, să dau doar două exemple. Da. Este un mare avantaj. Doi, în martie sigur era portul pe teren, problema zăpezii și toate celelalte. Ar fi fost poate mai mult hazard într-o calificare în meciul următor datorită condițiilor meteo. Acum, în octombrie, nu e chiar așa. Poate fi ploaie, poate fi vânt, dar în niciun caz zăpadă. Trei. Perioada asta lungă îi oferă posibilitatea să aduce aminte în martie datorită opririi campionatului. Mirel n-a putut să facă foarte mari lucruri, decât să observe în câteva meciuri câțiva dintre pasibilii selecționabili. Da. Acum, relându-se sezonul, plus începând și să sperăm că nu mai avem surprize din cauza acestei nenorocite de pandemii, relându-l și celălalt are timp să observe, să-și evalueze și să-și formeze o părere exactă despre ceea ce trebuie să facă. El știe ceea ce trebuie să facă, are planul făcut de atunci pentru echipa Islandei, dar acum are timp mai mult de a vedea jucătorii, de a-i evalua, a-i cântări, normal, și să ia cea mai bună decizie. La fel și Mutu. Asta vreau să vă întreb și de Adi Mutu. Adi Mutu spunea că nu e neapărat foarte încântat de locul 2, că poate fi o presiune suplimentară această calificare cu cele mai bune locuri 2. Dumneavoastră, cum vedeți situația națională de tineret? Eu te întreb, dacă s-a ajungea la baraj, nu era tot o presiune extraordinară? Ba da, sunt de acord cu dumneavoastră. Acum, la locul 2, aici îl contrazic un pic, adică la locul 2 trebuie să fii foarte atent și ai timp să-ți cântărești pașii foarte bine. Ai primul meci de plasare, te gândești ce trebuie să faci, nu este un meci decisiv, poți să recuperezi, mai ai șansa în meciul celălalt. Bineînțeles, spunând la socoteală că ai două victorii cu Malta, știi? Da. Aia e ca să te asigure locul 2. Cele două victorii cu Malta îți creează piedestalul pentru asigurarea locului 2. Pentru că tu gândește-te, locul 1 e foarte greu de atins. Da. Sunt 5 puncte diferente. 6 puncte cu Malta îți dă posibilitatea să fii în plasa Danemarcei. Să spunem că amândouă echipele, și România și Danemarca, câștigă toate meciurile, tot pe locul 2. Bine, noi oricum acum suntem pe locul 2 la locul 2, la egalitate cu Italia, nu? Care e pe primul loc. Dacă da. Nu înșel. Da. Ceea da. Ce, adică în momentul de față suntem într-o situație bună, trebuie doar să menținem avantajul nu. Acesta. Noi trebuie să luăm puncte din cele două deplasări pe care le avem în Finlanda și în Ucraina. Da. Noi trebuie să luăm puncte și pe fundamentul acela de 6 puncte cu Malta, te poți gândi că ajungi la ultimul meci cu Danemarca în care nu mai ești, știu eu, cu lațul de gât să câștigi neapărat meciul. Da. Eu așa văd lucrurile. Cum l-ați simțit în perioada asta pe Adi Mutu? Că, mă rog, noi l-am mai sunat să-l băgăm în emisiune și l-am găsit pe la birou, pe la federație. Spunea că urmărea niște meciuri. E pasionat? Îl simțiți păi, care chef? Păi, există un program făcut imediat după ridicarea USA-lui Taia. Stare de urgență, nu? Da. Da, imediat după ridicarea stării de urgență au început munca toți selecționerii. Care muncă nu s-a oprit nici pe perioada pandemiei, rețineți ce vă spun, au fost vreo 150 de acțiuni video, videoconferințe, contacte cu jucătorii de la loturi, cu antrenorilor, cu
din diferite zone, știu, tehnic, fizic, psihologic, medical, mass media, în sfârșit. Ei au avut o activitate plină în acea perioadă. Imediat ce s-a terminat activitatea de urgență, ambii selecționeri, Mirel Laic, Pamare și Mutu, și-au împărțit zilele săptămânii, în zile în care vine Mirel cu staful lui la federație și de dimineață până după oasă târziu analize, contacte cu jucătorii, informații, cei din străinătate, să vedem ce și cum, în ce fel. Iar în celelalte zile, deci are două zile Mirel și două zile Mutu, că de luni până joi. Vinerea, acum... E pentru șef, pentru noastră, vinerea. Nu, vinerea este dedicată deplasărilor. Cum am fost săptămâna trecută, ne-am dus la Sef și ne-am dus la Cluj, de la Cluj am venit la Giurgiu, aseară la Ploiești, mâine la Craiova. N-avem timp să mergem și la ea și astăzi, că mă duceam și la ea, dar nu mai am timp să mă duc, știi, e greu. Cred. În orice caz și la fel. Și este o programare a muncii fiecăruia din echipă, fiecărui antrenor, analistului video, care nu poți să te duci în același timp. Deci, într-un cuvânt, domnule Stoichiță, sunteți mulțumit de ce fac Rădui și Mutu? Vă întreb, pentru că sunt totuși antrenori tineri. Cred că mai trebuie gestionați de dumneavoastră care aveți experiență. Sunt antrenori tineri și pasionați și poate mult mai dedicați decât alții. Bun. Își dedică efectiv nu numai timpul ăsta de birou la fotbalului, ci și în timpul liber. Vorbeam, i-am zis lui Mirel, băi, ești cam obosit. Păi am stat azi noapte până la două și m-am uitat la nu știu ce meci și m-am fost foarte atent la anumite mișcări a unui jucător în sfârșit. Cam așa se trăiește viața antrenorilor la ora actuală în cadrul echipelor naționale a României. Și e foarte bine. Ei, acum ai lăudat dumneavoastră, că sunt băieții dumneavoastră, i-a spus ce să ziceți, acum nu, domne, nu face Rădoi nimic, nici Mutu. Nu, dar nu e vorba de lăudat aici, este vorba de constatarea unei realități, pentru că văd că nu numai la ei este treaba asta. Mă uit și la băieții care sunt antrenori pe la cluburi, cât și am informații, îți dai seama, da, pentru că normal. Eu trebuie să știu ce se întâmplă cu un antrenor, trebuie să-i observ... Pentru că oricând o să ai nevoie de un antrenor din circuitul românesc. Da. Și atunci sunt foarte bucuros că cei tineri, de fapt, se și vede la mulți dintre ei, rezultatele muncii sunt foarte, foarte bune. Știi? Adică, păi, adevărat că dumneavoastră întotdeauna ați fost aplecați către generațiile noi de antrenori. Poate îl convinge și pe Cristi Pulhac, totuși, că să mai lase Exatlonul și emisiune TV să vină la fotbal, nu? Păi... Și Gianni Chirită, care e o vedetă TV și el în circuitul ăsta actual al televiziunii, și el vrea să facă antrenor și să De fapt, până la urmă, ăsta e lucrul la care ei se pricep cel mai bine, fotbalul, după părerea mea, nu știu. Și au și pasiune pentru așa ceva. E greu să te desparți de cei mai frumoși ani de viață în care fiecare zi ai făcut același lucru, ai trăit în bucurii, poate și tristeți, dar asta e viața, să îmbină una cu alta, dar se inoculează această dragoste pentru, da, pentru sport. E foarte greu momentul când te lași. E destul de dificil așa, când toată viața ai făcut numai lucrul ăsta. Știu. Da. Noi mai vorbim așa, antrenori, de asta mai suntem și pasionați foarte mult și mai ales tineri. Eu acum am prins oportunitatea, domnul Stoichiță, pentru că eu știu că Pulhac își dorește să revină în fotbal, dar e un pic așa orgolios, poate îl convingeți dumneavoastră că aveți alte metode. Da, o să-l conving sigur. Știi cum e Cristi, cum se spune? Fotbaliștii prima oară mor în momentul când se lasă de fotbal, atunci e momentul Așa. Primului deces, așa se spune. Pe vremuri se spunea că fotbaliștii mor în picioare. Știi? Primul deces e când te lași de fotbal. Așa e. Domnul Stoichiță, vreau să vă întreb, ați văzut raportul acela trimis de ligă la UEFA în care sunteți părâți? Federația este părâtă? O scrisoare incredibilă în care liga spune că e de datoria noastră să raportăm abuzul de putere pe care îl face federația.
Nu prea înțeleg eu atitudinea ligii. Da, asta vreau să vă întreb și eu, că mi se pare ciudat. De ce se întâmplă lucrul acesta? Nu știu, s-ar putea la ligă absența lui Iorgulescu atâta vreme din Sân Louis să fi creat anumite dezechilibre interioare acolo la nivelul celor care gândesc strategia acestei organizații. Da. Ar trebui să fie mai atenți în ceea ce fac, pentru că, de fapt, Federația Română de Fotbal a susținut în perioada pandemiei toate ideile pozitive și vă spun un lucru. Acum nu trebuie să... Președintele Burleanu a fost în permanentă legătură cu guvernanții. Primul ministru, mă rog, ministrul sporturilor, cei răspunzători din zona sănătății, pentru o cât mai echilibrată hotărâre de reluare a activității sportive și cât mai rapidă. Nu mi se pare extrem de loial să ai astfel de atitudine, dar e treaba lor. Și nici nu dă bine pentru România până la urmă, nu? Păi... Vă întreb, nu știu, adică când un for de conducere părăște alt for de conducere, nu cred că arată tocmai bine pe plan extern. Nu prea înțeleg nici eu acest lucru, nu știu ce se întâmplă, este la nivel administrativ, probabil că sunt ambiții foarte mari din partea unora de acolo, care nu prea sunt fondate, după părerea mea, e treaba lor. O să-l sunați pe Gino Iorgulescu să discutați cu el? Cu Gino? Da. Cu Gino nu trebuie să-l sun, cu Gino pot să mă întâlnesc pentru că sunt foarte un prieten cu el, dar nu mă refeream la el. Gino Săracu. Știu, vă referați la Iustin Ștefan, este cel care îi ține locul, practic, cât are problemele acestea personale. Nu înțeleg atitudinea lui Iustin, dar în sfârșit, poate o să mă lămurească într-o întâlnire pe care o să am cu el vreodată, ca să văd și eu ce e deranjant din partea federației. Este foarte interesant, pentru că e ca și cum te duci la doamna profesoară, Gigel a băut apă în timpul orei. Cam așa vine treaba, în sfârșit. Da. Care o fi interesul? Ultima întrebare legată pe subiectul ăsta, domnul Stoichiță. A, nu știu, asta nu, nici nu e treaba, ce interese au. Da. Până la urmă, discuțiile dinaintea relorii acestei activități fotbalistice au fost bazate pe o idee foarte clară. Punctul principal al relorii a fost enunțat de Federația Română de Fotbal pe vocea lui Răzvan Burleanu. Este interesul comun al fotbalului, nu personal al unuia sau altuia. Probabil că nu s-a reținut acest amănunt. Dar trebuie să punctez, interesul comun al fotbalului la ora actuală, mai ales într-o astfel de perioadă, primează în fața oricărui alt interes. Înțeleg. Punct. E foarte clar. Bun. Ne interesează activitatea echipelor de prima ligă și promovarea lor cât mai mult în competiții europene în toamne. Asta ne interesează echipa națională, ne interesează integritatea competițiilor organizate de Federația Română de Fotbal și Ligă, da, pentru că ei organizează Liga I. Astea sunt principalele. Le interesează revenirea la normală a activității copiilor și juniorilor, care eu consider, pentru că nu poți să spui că au avut activitate acest copii și juniori anul ăsta, pentru că practic ei din noiembrie nu mai joacă fotbal. E adevărat. Ei au jucat un piculeț în februarie și de atunci, de noiembrie, de când s-a întrerupt activitatea lor, acest strop de fotbal din luna februarie nici nu contează până în luna august, când probabil că își vor relua activitatea. Cu, mă rog, elită 19 trebuie să-și definitiveze ierarhia pentru participare în Youth League, știi, Champions League-ul celor tineri. Deci astea sunt obiectivele principale ale unei societăți fotbalistice corecte față de activitatea ei. Da. Nu altele. Bun. Nu interesul meu să am avantaje, că nu știu ce sau nu știu cum, nu mă interesează, nu intru în amănunte. Dar să fie foarte clar, asta este linia pe care o promovăm cei de la Federația Română de Fotbal. Și așa va fi mereu.